cu Andrei Negreanu la pescuit. Reușesc să prindem deja prima știucă. Sau eu să o prind, mai rândul lui. Hai să vedem ce se iasă. Exemplar mai frumos. Hai că prinde și mai mult. Opa! Eu mă ocup cu bibani, Andrei cu știuții. Început Andrei să prindă una după alta la verde fluo. La ceva verde fluo. Așa că n-am avut de ales. Flat trap de 10, Fire Tiger. O mârliță de Taranova. Ia, să o liberăm. Prin câteva minute, tot la Fire Tiger. Știu că mai frumoasă. Hai să plecăm și pe asta. Uai, te eliberă singur. Fericirea.
ultimele știri pe ziua de astăzi. Sunt cu Andrei Negreanu la pescuit. Și mai vrea să-și facă cea de-a 10-a știucă, pe care s-o întindem spre casă. La biba pe ziua de astăzi și cel mai frumușel să crește mare. Uite, și ăsta ultimul peștișor, un libanaș, mete și ăsta e un peștișor foarte frumos, mamă libera. Am ieșit astăzi cu Andrei la pescuit. Ne-am distrat un picuț pe Taranova, n-am prins ciuci foarte mari, dar am prins totuși ceva pești cât să ne simțim bine. Am să las și pe el să vă spună câteva cuvinte, eu atât aș mai vrea să vă transmit. Scoateți copiii la pescuit, învățați-i să prindă și să elibereze pești. A fost o zi foarte frumoasă atât la pescuit, am prins ceva pești, nu știu ce, 4 bibanași. Mai ales la ora asta de întâlnirea, așa, de noapte, a fost puțin mai mișto. A fost o zi super frumoasă cu bază de examen de la pescuit și cam atât am să vă zic. Să ne auzim cu bine. Scoateți copiii la pescuit, da?